Concurentele au făcut pâinea în casă așa cum s-au priceput mai bine și au înscris-o în competiție, încercând să-și dovedească măestria și priceperea în frământatul și împletitul pâinii. Câștigătoarea Marelui Premiu a venit în fața juriului cu o pâine rotundă pe care erau reprezentate toate județele țării. Pentru a scoate în evidență ideea de la care a pornit, gospodina a scris pe pâine România Mare. Suflet destul. Fac frecvent pâine, că merg și la biserică, fac și prescuri, că și prescura tot a mea este, și fac frecvent pâine. O altă premiantă ne-a mărturisit că secretul unei pâini gustoase este dragostea cu care o pregătește, dar și experiența. Dacă știi să o frământ și să o lași la dospit cât trebuie, nici prea dospită, nici dospită de mai puțin, iese bine tot. Și dacă ai puțină dragoste și puțină inspirație, toate ies bune. Juriul a fost format din specialiști în industria alimentară, care au gustat și evaluat fiecare pâine în parte. Ei au ținut cont la stabilirea punctajului de câteva aspecte esențiale în prepararea pâinii de casă. S-a pus mare accent pe creativitate, pe aspectul exterior, porozitatea, elasticitatea miezului, care nu-i vizibilă, dar este un criteriu destul de bine determinant. Niciuna dintre gospodinele care au participat la concurs nu a plecat acasă cu mâna goală. Acestea au fost recompensate cu obiecte și produse utile în bucătărie.